Te sun în 2-3 minute. Nu pot, că văd că parcă și în mașina asta mi se face rău. Și domnul merge încet. Da, există niște pastile sau niște acadele care da. De rău de mișcare. Perfectă sursa la Dintana. Sunt niște serpentine. Da, 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 că... E înainte cu o oră să pleci cu pastilele da? Alea și așa, îți fac mulți mai greu. Am întrebat la farmacie că există. Remetiral mai luam înainte, da? Remetiral, da, metostop, sunt tot felul de... Da. Sunt mai, acum sunt tot felul de denumiri de același... Nu funcționa. Am înțeles. De urechea interna mai mult. Când te gândești acolo... Sugerez că da. Acolo mulțumim! Am ajuns! Acum la Fedel și urmăm să mergem cu recalise în târzie. Nu ajungă prea târziu. S-a făcea 3 ore. 3 ore să stai în tren. Trenul Regio Express 11.634 va pleca de la linia 1 în direcția București Nord. Trenul circulă fără oprire până la Azuga. Trenul va opri în stațiile Azuga, Bușteni, Sinaia, Breaza, Câmpina, Ploiești, Vest, Feriș, Buftea. E electric, nu este... Nu e automotor. Nu sunt ale noastre!
da. Ba da! Da, sunt! Ba sunt, Iasmina, e invitată! Că știu care sunt. Dacă mi-au sărit în cap că m-am dus până la toaletă, dacă e posibil așa ceva, să nu pot să mergi. Ce spus că mi-e rog? Și ce să fac? Să iau ăsta? Să iei unul la tine, dacă e. Să-mi rămână unul, dacă e ăsta, că e mai ușor. Tu te descurci cu ăsta care e greu? Că eu... Că aici nu mi-am prea înțelegătoare. Păi da, nu știu. Foarte rău, tot ce. Poți să ne certăm ca dracii dacă oamenii nu înțeleg. Cine nu înțelege, că alții. Ce mai mare absurditate? Că să pierd locul pentru că mers la toaletă. Ce de ce mai mult care poți? Că oamenii ne fac simțit rău toată ziua. Hey, 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 hey! Hey, let's go!
ceapă, ceapă, tot spus. Mă, ce călătorie tâmpită, sper să mai fie așa. Cred că așa de nasă. Este de jos, din tren de tabără asta, așa. Cum arată? Interesant. Păi nu știu, așa glumeat a fost a nebunie. Doamne, ferește. Operator de stat, capul direcția Mogoșoaia, Patidoar. Bună, bebe, mulțumesc că ai venit. A lutat ai mai greu. Mulțumesc mult. A fost așa de nasoală călătoria pentru că mulțumim din suflet că ai venit, mulțumim mult. Pentru că a fost aglomerație. E acolo ce pleacă la Craiova. La aia, cu dealul. Aia, deci e. Cum a venit ăsta, coborând de la Bratul, că pleacă la Craiova. Și o conductoare care mi-a zis că i-am pierdut locul din cauza că m-am dus la toaletă, de ce am plecat de pe locul meu și am spus că mă simt rău și merg la toaletă. Deci așa ceva nu ai pomenit. Păi n-aveai locul pe bilet? Ba da, ba da, dar așa, nemerg nici ce sunt ei, n-am mai pomenit asta, nemerg nici în viața mea. Pleacă la Craiova, tot trebuie. N-am dat toaletă, tren? Ba da, era foarte greu accesibil, ți-am zis că mi-a făcut scandal că de ce mă duc la toaletă, în tren. Cine a mai pomenit așa ceva? Că ei nu răspunde locurile noastre și am plătit, cred că era și pe bilet, nu știu. Mama s-a dus la doftana. Dacă n-am parcă e cuptor. E infernal de cald, cred că sunt 40 de grade aici. Noroc că a fost rece în tren. Noroc că a fost rece în tren. Dar mi-era frig la genunchi. Uite, da. Auzi, uite să-l așteptăm aici. Și gata, suntem în București și mergem spre casa cu metrou. Da. Thank you.
Nu, vine... O ia pe aici și pe urmă se ia liftul aici. Hai la lift să le așteptăm. Așa, perfect. Da. Bine că nu e foarte cald. Cum am pus asta în drum? Nu se întoarce la cap. Ha, acum trebuie să vină și eu.